V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați pentru început noutăți din lumea șahului. După ce săptămâna trecută ne-am bucurat pentru rezultatul echipei României la categoria fete 18 ani, echipă care a obținut titlul de campioană europeană la Salonic, de această dată avem un nou motiv de bucurie. Șahistul Andrei Negrean este noul campion european atât la șah rapid, cât și la șah blitz la categoria sub 10 ani. Pe lângă titlurile câștigate de Andrei Negrean, delegația României a mai obținut două medalii la șah rapid și două la șah blitz, una de argint prin Tudor Henry la șah rapid, categoria 12 ani, și trei de bronz, câștigate de Balașcova și la categoria 8 ani la rapid, Rareș Apostu tot la 8 ani, dar la blitz, și Vladimir Knejev de asemenea la blitz, dar la categoria 14 ani. Felicitări tuturor! Actualul campion mondial la șah, Magnus Carlsen, a anunțat că nu va juca anul viitor meciul pentru titlu, așadar vom asista la o confruntare între primii doi clasați la turneul candidaților, rusul Jan Nepomnici și chinezul Ding Liren. Anul trecut, norvegianul Magnus Carlsen și-a apărat titlul fără prea mari emoții, dar a decis să nu joace încă un meci contra rusului Nepomnici, care a câștigat pentru a doua oară consecutiv turneul candidaților. Simt că nu am prea multe de câștigat, nu-mi plac în mod deosebit meciurile de titlu și, deși sunt sigur că un meci ar fi interesant din perspectiva istorică sau alte motive, nu am nicio înclinație să joc și pur și simplu nu voi juca meciul. Am vorbit cu oamenii din echipa mea, am vorbit cu Fide, chiar și cu Ian, concluzia este că nu sunt motivat să mai joc încă un meci, a spus actualul campion mondial, care a petrecut peste un deceniu ca cel mai bine clasat jucător de șah din lume. Devenit mare maestru la vârsta de 13 ani, considerat unul dintre cei mai talentați șahiști ai tuturor timpurilor, Magnus Carlsen a obținut pentru prima dată titlul de campion mondial la șah în anul 2013, la 22 de ani, după ce l-a învins pe indianul Vishwanathan Anand, fostul campion mondial. Magnus Carlsen și-a apărat titlul în fața lui Anand și în anul următor, iar apoi l-a învins în 2016 pe Sergei Karjakin și ulterior în 2018 pe Fabiano Caruana. Anul trecut a obținut pentru a cincea oară consecutiv titlul de campion mondial, câștigând în fața rusului Jan Nepomnici. Deși nu dorește să joace pentru a șasea oară un meci de titlu mondial, Magnus Carlsen a subliniat că nu se retrage din acest sport și că va rămâne un jucător activ având ca scop principal depășirea pragului ELO de 2900 la șah clasic. În acest moment ocupă primul loc în clasamentul FIDE cu un scor ELO de 2864, urmat de chinezul Ding Liren cu 2806. Înscrierile pentru cea de-a treia etapă Grand Prix România. Competiția va avea loc în Miercurea Ciuc, în perioada 20-28 august. Primele două etape Grand Prix România 2022 au avut loc în condiții de excepție la București și Târgu Mureș. După această a treia etapă, care a avut loc la Miercurea Ciuc în luna august, se vor desfășura ultimele două etape programate pentru lunile noiembrie și decembrie. Pentru marea finală Grand Prix România, ce va avea loc la finele anului, Federația Română de Șah a alocat un fond de premiere de 25.000 de euro. Între timp, la nivel internațional, a avut loc cea de-a treia etapă a competiției Grand Chess Tour, etapă desfășurată în Croația, la care au luat parte 10 dintre cei mai buni șahiști ai lumii, inclusiv Magnus Carlsen și Jan Nepomnici. Cei doi au jucat chiar în runda 1, în data de 20 iulie, iar rezultatul partidei a fost remiză. Magnus Carlsen a câștigat în cele din urmă competiția, fiind urmat în clasament la diferență de numai jumătate de punct de tânărul jucător francez Alire Zafirugia. Despre Alire Zafirugia, Magnus Carlsen a declarat că ar fi preferat să-l aibă ca oponent în locul rusului Jan Nepomnici, caz în care ar fi fost mai motivat să joace și anul viitor meciul pentru titlul de campion mondial. Multe e-mail-uri și vă mulțumim tuturor celor care ne trimiteți săptămânal răspunsuri la diagramele propuse. Cel mai fidel dintre telespectatori primește și luna aceasta o tablă de studiu individual al șahului Magne 2D. Felicitări! Data trecută, invitatul nostru Mihnea Coman ne-a propus această diagramă cu enunțul alb mută și dă mat în două mutări. Pionii negrului înaintează, ei amenință
să se transforme la următoarea, dacă negrul ar fi la mutare, dar albul este la mutare și are ocazia de a juca spectaculos dama F3. Aceasta era soluția, felicitări celor care au găsit-o, pentru că observăm din poziția inițială un simplu șah cu calul nu ar da mat. Am închide accesul damei și negrul ar putea să răspundă cu rege B3, de aceea jucăm dama în F3, un sacrificiu spectaculos de damă, pentru a amenința acum cal B4 mat. Negrul nu ar mai putea să joace și am câștiga. Așadar, după dama F3 amenințăm cal B4, dar negrul este la mutare, poate să joace inclusiv rege B3, dar vom vedea la final. Mutările mai naturale ar fi să ne captureze dama. Observăm că nu este suficient să captureze dama cu propria damă, de exemplu, pentru că în acest caz, cu ajutorul bateriei create din nebun și turn, putem să plecăm din turn până în F4. Nu am putea pentru că am rămâne în șah, deci trebuie să jucăm exact turnul în E4. Am deschis linia nebunului, am barat șahul negrului și este mat. Iar dacă ne capturează cu turnul, în acest caz nu este suficient să jucăm în D4, E4 sau F4, pentru că dama atacă în această situație nebunul, dar putem să jucăm turnul până în G4 și este mat de la nebun. Așadar, capturarea damei nu îl ajută pe negru, ar primi mat la următoarea. Tot ce poate să mai facă în această situație, după mutarea noastră damă F3 cu amenințarea cal B4, este să fugă din rege. În B1 nu poate pentru că avem calul, iar în acest moment observăm că negrul are o singură posibilitate de a juca din rege, pentru că acest cal este apărat cu nebunul, iar după rege B3, bineînțeles, calul în B4 nu mai dă nici măcar șah, dar spectaculos avem cal C1. Chiar dacă pionul negrului ar putea în teorie să captureze calul și să transforme chiar damă, nu poate să mute din pion pentru că este șah dublu, șah de la cal prin descoperire și de la damă în același timp. Așadar, dacă ne uităm încă o dată din poziția inițială, dama noastră controla câmpul B3, prin mutare a dat un câmp în plus de refugiu regelui negru și acest lucru face cu atât mai spectaculoasă diagrama. A fost și sacrificiu de piesă și câmp de refugiu acordat regelui negru, dar după rege B3 a urmat cal C1. Spectatori, a venit momentul să-l cunoaștem pe invitatul nostru de astăzi. Este vorba despre Cristian Petrescu, antrenor la Clubul Sportiv Universitar de Șah București, club care a obținut numai puțin de 27 de medalii la campionatele desfășurate la Băile Olănești. Bine ați venit, domnule Cristian Petrescu, vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Vă felicit. Și totodată, vă felicit pentru emisiunea dedicată șahului, care durează de ceva timp și mulțumim, mulțumim din suflet și eu vreau să vă felicit pentru rezultatele minunate pe care le aveți. Știu că echipa de fete 16 ani, din câte țin minte, da. Echipa de fete 16 ani a luat chiar aurul la Băile Olănești. În ce constă pregătirea lor la club? Pregătirea constă în antrenamente individuale, adică 1-1, plus antrenamente la grupă. Un copil de performanță, ca să zic așa, face undeva la cel puțin 2-3 antrenamente individuale pe săptămână, uneori și mai multe. Deci aveți grupe de copii începători și grupe de performanță. Da, da, de inițiere și cei care vor de la inițiere să vină la performanță. Bine, necesită și multe sacrificii, mult timp pe care nu mai au liber
Trebuie să aloce mult timp pentru a ajunge la grupele de performanță de care chiar dumneavoastră vă ocupați. Da, da, eu și împreună cu ceilalți colegi ai mei. Și antrenamentele constau în 2-3 ședințe individuale pe săptămână, plus antrenamentul de grupă, în total undeva la 10 ore pe săptămână, uneori și mai multe, plus temele aferente, învățarea teoriei de care trebuie să se ocupe singuri. Și pregătiți din timp care va fi componența echipei, astfel încât ele să știe pe ce mese vor juca? Clar, pregătim din multe luni înainte, componența echipei pe mesele și mesele pe care vor juca, chiar și adversarii, uneori știm dinainte. E mai greu de ghicit la echipe pentru că ei joacă, nu știm care, joacă pe 1, pe 2 sau pe 3, dar la grupurile mai mari se pregătesc mai ușor pentru că nu sunt prea mulți copii. Se cunoaște componența echipei adversare, dar nu se știe fiecare pe ce masă va juca. Exact. Dar există totuși o regulă, că pe primele mese trebuie să fie cei mai buni ca ELO, să nu fie o diferență prea mare de ELO. De 100 de puncte. De 100 de puncte. Dar dacă diferența e mai mică, se poate... pot face fel de fel de mișcări care uneori sunt bune, alteori sunt mai puțin bune. Ați făcut astfel de permutări, să le spunem? Sincer, da, am făcut de multe ori lucruri de astea ca să, în ideea ca să iasă echipa mai bine. Să surprindeți adversarul. Nu neapărat să-i surprindem, să iasă rezultatul echipei să fie mai bun. Pentru că, vă dau așa doar un exemplu, dacă avem o echipă de 3 în care nu este careva care să fie foarte bun, putem face astfel încât să-i tragem un pic mai jos, să joace pe 2 și pe 3 anumiți jucători care pot să acumuleze mai multe puncte și cu riscul de a obține un rezultat mai mic pe masa întâi, sunteți siguri că veți obține un câștig pe masa a doua sau a treia? Foarte interesant. În orice caz, a funcționat abordarea pentru că ați luat locul întâi la categoria fete 16 ani și multe alte medalii cu celelalte echipe din cadrul clubului. Da, a fost cel mai mare 27. Număr de medalii per total obținut de Clubul Sportiv Universitar București. Cum ați început să antrenați? Este o istorie mai lungă. În primul rând am început să joc șah la o vârstă mai înaintată, undeva în jur de 16-17 ani, din dorința de a câștiga în fața tatălui meu, pe care la un moment dat l-am și depășit, după care mi-am urmat o carieră normală de jucător, dar mereu am avut dorința de a învăța copiii să joace șah. Și din anul 2016 sunt antrenor la CS Universitar și eu zic că am făcut o treabă. Aveți rezultate excelente, felicitări. Mulțumim. Da, ați început șahul poate puțin târziu pentru un jucător de șah, la 16-17 ani, dar, după cum se poate vedea, nu prea târziu pentru a antrena cu succes și este un exemplu, de ce nu, pentru alți posibili formatori, educatori, antrenori, care, chiar dacă au început să joace șahul mai târziu și este greu să mai faci marea performanță atunci când începi după 10, 12, 15 ani, dar poți să ajungi, de ce nu, un antrenor de succes. Cu siguranță se poate, dar și în cadrul copiilor se pot să progreseze foarte mult așa, chiar începând și de la vârstă înaintate. Sunt și excepții, bineînțeles. Da. Lumea da. Știe despre oameni care au început după 14 ani și au ajuns mari maestri, dar tindem cumva să avem astfel de rezultate cât mai devreme. Deja sunt șahiști care la 14 ani ajung mari maestri. Da. Sau chiar mai repede sunt în India. Am văzut chiar acum din recent. Din India, din China și din alte țări. Dar pentru copii e foarte bine să înceapă de la vârste fragede, undeva de la 5-6 ani, ca să aibă experiența partidelor, experiența atmosferii de la turneu și a tuturor. Le-ați recomanda părinților să-i aducă totuși cât mai devreme pe copii? Da. Depinde de fiecare parte în parte. Nu știu, undeva la 5-6 ani este ok. 5-6 ani ar fi vârsta ideală, pentru că mai devreme sunt prea mici, sunt nu pot să înțeleagă tot, iar mai târziu au totuși această problemă când un copil are 10 ani și pierde în fața unui copil de 6-7 ani, este greu să explici de ce, pentru că a început mai târziu. A început mai târziu, evident, dar la 10 ani recuperează destul de repede față de pentru că are alt. Deci nu considerați că este o mare problemă atunci când copilul nu a început până la 10 ani? Nu. Poate să recupereze? Nu. Dacă își dorește cu adevărat, cu siguranță. Cu siguranță orice este posibil. Orice, absolut orice. Părinții ar trebui să-i aducă, da, cât mai devreme, dar și la 10 ani copilul, dacă este pasionat, poate să revină. Chiar și mai târziu. Și să învețe. Chiar și mai târziu. Dacă își dorește cu adevărat,
am chiar și un exemplu personal care a început să studieze în jur de 14 ani și acum este foarte bun. La nivel de performanță. Da, da, locul 10 la campionatul de senior, cum s-ar spune, a luat. Deci sunt multe exemple, dacă își doresc și dacă sunt dedicați. Minunat, despre ce elev este vorba? Despre o fată, Alesia Hoancă, care a început un pic mai târziu și... Ați putea chiar să ne arătați o partidă jucată de ea? Da, sigur, sigur. Minunat, abia așteptăm să vedem cum a aplicat tehnicile pe care le-ați arătat dumneavoastră. Mă bucur, mai ales că aud că este vorba despre o fată care a început șahul mai târziu și o cunosc, știu că joacă foarte bine. Da, avem astfel de exemple de șahiști care încep să joace mai târziu. Pe de altă parte, cum spuneam, Pragnanda din India, da, a ajuns mare maestru. Pe la vreo 10 ani, din câte știu, sau 11. Atât de vreme, da, și deja este în top 100 mondial. Sunt foarte multe exemple din China, în special din China și India. Este zona care, din care pur și simplu o să fim invadați de mari maeștri, de jucători de top 10 mondial, de 20, de... Da, au o bază mai mare, începând de la vârste fragede. Este greu să tragem așa doar o concluzie, dar cu siguranță, așa cum ați spus și dumneavoastră, atunci când există dorință, motivație, se poate face șah indiferent de vârstă. V-aș întreba... Ce le-ați recomanda șahiștilor în antrenamente? Ce credeți că este mai important? Să se pregătească la finaluri, deschideri? Deci, cel mai important lucru pentru, și este valabil pentru toți, este să nu renunțe. Indiferent de dificultatea unor momente sau de mai multe insuccese, să nu renunțe. Asta e principala condiție. Și după care, bineînțeles, intervin munca, timpul pe care îl alocă muncii. Bineînțeles că aici includem și școala pe care toți copiii o au și ocupă foarte mult timp, plus și alte activități. E foarte interesant că... În principal, să nu renunțe, asta e cel mai important. Este foarte interesant. Eu v-am întrebat cumva punctual la ce să se pregătească, dar ați pornit discuția foarte interesant de la motivația din spate. Dacă sunt motivați, le place, nu renunță, indiferent de dificultăți, indiferent de ce alte activități au, școlare și așa mai departe, de acolo pornește totul și atunci vor avea timpul necesar pentru a se pregăti și la deschideri și la final. Cu siguranță vor avea timp să pregătească oricând și de la orice oră. Foarte, foarte interesantă abordarea. Tot e să nu renunțe. E o chestie mai... Mulți nu înțeleg copiii, pentru că e greu pentru ei ca să înțeleagă anumite lucruri. Când pierd multe partide, multe partide le pierd și după aia este greu să înțeleagă că de ce pierd atâtea partide. Deci, practic, în meseria noastră de antrenor, considerați foarte important să mențineți interesul elevilor, să nu renunțe chiar și atunci când pierd partide, și, pentru că de acolo au ce să învețe. Și să-și mențină pasiunea și dragostea pentru șah. Indiferent de rezultat. Asta e condiția principală. După care, bineînțeles că sunt foarte mulți factori de nivel de pregătire, psihologic și, după cum bine știți, sunt extrem de mulți factori și este un joc, un sport oarecum nedrept pentru cei mai mulți copii. Pentru că la celelalte sporturi ei au dreptul să pot să greșească de multe ori. Pot să, la fotbal, să dea mingea pe lângă poartă de foarte multe ori, la basket să rateze foarte multe coșuri. La șah nu ai voie să faci o mutare greșită pentru că pierzi partida. Considerați că șahul este mai restrictiv în acest punct de vedere și mai dificil de acceptat înfrângerea pentru că este individuală. Este greșeala ta care a dus la pierderea partidei. Exact, exact. Adică faci 99 de mutări bune, ai făcut una greșită, s-a dus. Da, este și un citat care spune că o mutare greșită anulează 40 de mutări bune. Da, da. Așa este. Și să învețe din greșeli. E foarte important ca ei să învețe din greșelile pe care le fac, să le accepte. Și învățând din greșeli, evident că vor trece peste anumite lecții și vor înainta. Dar condiția principală este să nu renunțe. Dacă renunță, nu se mai aplică nimic. Un sfat foarte bun, vă mulțumesc foarte mult, domnule Petrescu. Vă invit să ne arătați acea partidă jucată de eleva dumneavoastră. Până atunci, doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. S-a spus că viața nu e îndeajuns de lungă pentru șah, dar aceasta este vina vieții, nu a șahului. Așadar, lecția, doamnelor și domnilor,
Ce ne arătați astăzi? Astăzi o să vă prezint o partidă jucată de un elev de-al meu în Ungaria, cu un adversar de aproximativ 2100 ELO, în care a reușit să facă o combinație foarte frumoasă. Să o vedem! Deci, în poziția de față, negru a jucat nebunghie 4, cu amenințare are în turnul din E2, iar aici albul, calculând și următoarele mutări, a jucat turn E7. Negru a jucat nebune 6, tocmai ca să încerce să prindă acest turn, iar albul a făcut mutarea foarte bine calculată dinainte, nebunghie 8, prin care se creează o amenințare de mat pe H7. Negru este forțat să captureze acel nebun. El a ales să captureze cu regele, după care albul a introdus următorul turn în atac, turnul la E6, și evident că se vede clar că dacă negru capturează cu pionul pe E6, albul numat pe H7, și negru a fost obligat să captureze cu dama pe E6, după care albul a capturat cu turnul, negru a capturat cu pionul pe E6, albul a jucat dama pe E6 șah, și după cum bine observăm, negru este lipsit de apărare. Pionii din fața regiului practic nu mai există, este obligat să joace rege H8, după care albul a jucat dama ia la H6, negru rege G8, albul dama ia la E6, amenințând și calul totodată, calul care este obligat să apere nebunul, și negru a fost obligat să joace tur F7, singura mutare care îi apără calul, după care albul a jucat cal F3 și negru a renunțat la partidă, deoarece avantajul este foarte mare de partea albului, plus că deja sunt niște amenințări neplăcute ca și cal G5, ca și poate nebun G3. Într-adevăr, un final de partidă spectaculos, acea mutare nebun G8 seamănă cu cele pe care le prezentăm în emisiune. L-ați învățat bine să facă astfel de calcule. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Petrescu, și v-aș ruga să ne și propuneți o diagramă. Iar acum diagrama propusă, doamnelor și domnilor, cu ce îi provocați pe fanii emisiunii? Îi provoc pe fanii emisiunii să găsească în următoarea poziție mat cu albul în două mutări, forțat, și în sprijinul lor le dau și un pont, ca să zic așa. Mutările nu sunt cu șah. În general, este o mutare subtilă. Este o mutare mai subtilă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această propunere, pentru prezența în emisiune astăzi, și vă aștept cu mare drag și cu altă și ocazie. Și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu mare drag și altă dată. Să aveți succes, așa cum ați demonstrat și până acum, în competițiile la care participă elevii dumneavoastră. Mulțumesc! Doamnelor, domnilor, vă invit să ne trimiteți rezolvarea la diagrama propusă de Cristian Petrescu pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Până data viitoare, nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașul.